Mailili Language Center din Craiova, unul dintre primele 30 de centre și școli din România care pregătesc elevi pentru examenele Cambridge English, a fost invitată la evenimentul Advantage Partnership Program organizat la reședința ambasadorului Marii Britanii în parteneriat cu British Council. Cu această ocazie au fost celebrați 11 ani de la înființarea Mailili, precum și nenumăratele reușite ale echipei formate din elevi, profesori, dar și părinți. Cu un procent de 100% promovabilitate, din care peste 80% scoruri maxime, 120 de elevi au primit diplomele Cambridge English cu ocazia Cambridge Awards Ceremony. Suntem emoționați, pentru noi este un moment foarte, foarte special. Și acest moment pentru noi înseamnă timp petrecut împreună cu dumneavoastră. Acest eveniment este felul nostru de a vă mulțumi, de a ne arăta recunoștința și plăcerea pe care o avem pentru dumneavoastră. Și ne-am folosit, să zicem, de acest pretext de a vă da diplomele, și bine că examenul s-a desfășurat de câteva luni. Acum m-am găsit liber pe casă și curtea pe 20 octombrie și ne-am folosit acest prilej pentru a petrece timpul împreună cu dumneavoastră, să stăm de vorbă, să facem câteva fotografii, să împărtășim idei și sentimente. Ce reprezintă pentru noi, ca și echipă, acest parteneriat cu Consiliul Britanic, cu Universitatea Cambridge? Am tot comunicat în ultima perioadă, câteva și săturat de atâtea postări legate de Cambridge, dar am insistat ca să înțelegem și noi ce înseamnă acest parteneriat. Și fostul ambasador, pentru că s-a schimbat acum, este un ambasador nou, spunea la evenimentul de anul trecut, la care a fost onoarea să participăm, că învățarea unei limbi străine, învățarea limbii engleze, îți schimbă nu doar felul în care gândești, îți schimbă viața. Și vă felicit pentru faptul că ați pornit pe acest drum, pentru noastră părinții, pentru că îi oferiți copilul educație atât de frumoasă și de consistentă, pentru că îi puneți pe acest drum al performanței. Văd, de exemplu, ca pe niște sportivi. Nepoțelul nostru, Mihapita, este în echipa de hockey a Gheorgheniului. Au câștigat locul 1 în campionatul anul trecut. Și facem cam în fiecare zi la hockey. Noastră vă antrenați copiii și ei se antrenează pe acest drum al cunoașterii, pentru că sunt sigur că nu e vorba de limba engleză, e vorba de școală în general. Și este o cale foarte bună pe care ați pornit și vă doresc să mergeți cu și mai multe realizări în viitor pe acest drum, pentru că vă formați viitorul copiilor noastre, dar puneți o cărămidă foarte importantă la construirea viitorului societății noastre. Și vă felicit pentru munca extraordinară care o face și vă mulțumesc în același timp. De două ori, în calitate de director, am venit și pe tine, sociolog.